Obligațiile legale din controlul judiciar din dosarul Tony Blair l-au împiedicat pe fostul premier Victor Ponta să participe la ceremonia de deschidere a anului școlar la Târgu Jiu. Un nou an școlar cât mai bun tuturor elevilor. Mult succes și lor și părinților. Știu cât de mult muncesc alături de copii pentru a-i sprijini și supraveghea. Mulțumiri tuturor profesorilor și personalului nedidactic, toți cei care își fac datoria în ciuda nenumăratelor probleme. Aș fi vrut să fiu prezent ca în fiecare an la Târgu Jiu, la liceul Tudor Vladimirescu, mai ales că ne-am ținut încă o dată de cuvânt și s-a finalizat în acest an instalația modernă de încălzire a liceului, de care aveau nevoie de peste 20 de ani. Din păcate însă nu aveam cum, în mod fizic, să fiu la ora 9 la ceremonia de deschidere anului școlar la Târgu Jiu și să ajung până la ora 12 la secția 6 Poliție București, conform obligațiilor legale din controlul judiciar, a scris fostul premier astăzi pe pagina sa de Facebook. Potrivit procurorilor, Victor Ponta ar fi primit în calitate de președinte al PSD 220.000 de euro de la Sebastian Ghiță pentru organizarea în România a vizitei unei personalități politice străine. Sebastian Ghiță spune astăzi că ar fi vorba despre premierul britanic Tony Blair. Prin mediatizarea întâlnirilor cu Tony Blair, Victor Ponta ar fi câștigat capital politic înainte de alegerile parlamentare din 2012. În schimbul banilor, Sebastian Ghiță ar fi fost confirmat candidat într-un colegiu eligibil la parlamentare. El a și câștigat, de altfel, un mandat de deputat. Pe durata controlului judiciar, Victor Ponta nu are voie să facă declarații în presă privind acest dosar sau în privința procurorilor care instrumentează cazul, a celorlalte persoane cercetate în dosar sau martorilor. Este al doilea dosar în care fostul premier este suspectat de corupție, după Rovinari Turceni, dosar aflat în fază de judecată.